Polițiștii le-au reamintit conducătorilor auto că trebuie să-și echipeze autoturismele cu anvelope de iarnă și totodată să-și verifice instalațiile de climatizare și de iluminat folosite mai des pe perioada iernii. Astăzi v-am oprit pentru că Poliția Rutieră Buzău, în colaborare cu compartimentul de prevenire, desfășoară o activitate preventivă. În sensul că se apropie sezonul rece, da? Știți că este caracterizat prin temperaturi scăzute, prin precipitații abundente. De aceea vă rugăm să vă pregătiți autoturismul. În ce sens? Verificați toate instalațiile de dezaburire, de climatizare, verificați, vă rog, bateria și ce este cel mai important, atunci când carosabilul este acoperit cu polei, zăpadă, gheață sau mâzgă, să aveți cauciucuri de iarnă. Șoferii opriți astăzi sunt conștienți de riscurile privind circulația pe zăpadă, gheață sau polei, mai ales că mulți au avut de învățat din experiența iernii trecute. Cauciucuri pentru iarnă? Da, desigur, nu este mașina mea, este dotată, sunt în garaj, o să fie pusă și pe mașină. Pregătiți, v-ați pregătit mașina pentru da. Iarnă? Da, am pregătit. Iarna trecută cu mașina? Nu, că am avut-o pregătit. Încă n-am montat cauciucurile de iarnă, dar cu prima ocazie o să le montez. Deocamdată... Anul trecut le-ați folosit? Bineînțeles. Au fost utile? Sigur. A fost o iarnă grea? Anul trecut, da. Toată lumea știe asta. Polițiștii atrag atenția că singurele anvelope care se încadrează în normele prevăzute de lege sunt cele inscripționate cu literele M și S. Totodată, oamenii legii îi sfătuiesc pe șoferi să evite cauciucurile all season, care se dovedesc ineficiente pe zăpadă sau polei și nici măcar nu sunt acceptate fără inscripția MS. Reamintim faptul că, în conformitate cu normele legale, atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, polei sau gheață, autoturismele trebuie dotate cu pneuri de iarnă. Pneurile prevăzute de lege sunt cele inscripționate cu MS, M plus S, M and S. Șoferii care circulă fără anvelope de iarnă vor fi amendați și li se va reține certificatul de înmatriculare al mașinii.